Hai, mielule, ai venit? Operațiunea Dulap cu numărul 5.400.000. Deci mi spune că și neamurile noastre vor face Dulap. Da. Peste 30 de ani că stăm și la apartament, o să lucrez doar. Deci, Dulapul ăsta. Ce faci? Trebuie să dăm iar tot jos sau nu? Trebuie doar să dăm ușa jos. Din nou. Și-a dus Mihai aici toate sculărimea. Și după aceea ne apucăm de cărat pământ. Că patina n-am ce face astăzi. Mi-a dat treaba asta. Da. Mă plictisesc, ce am totodată să stau. Păi, dar normal. Așa să mă vedeți pe mine. Avem un vecin care și-a făcut solar și-a rămas niște pământ. Și știți că noi avem nevoie de pământ acolo în spate. Și că dacă ne trebuie și atunci am nevoie, dar nu putem să-l cărăm, bineînțeles. Din stradă. Dar avem nevoie de pământ. Avem nevoie de pământ, da. Și, apropo, ghivecile alea cu care îmi pun eu seminții, n-am mai pus, zice, eu să mă țin, nici m-am mai apucat de veci, ce naiba, că eu nu știu când o să mai vină căldura. Să ții ușa. Da, deci, bărăbă. Deci, poate nu ne credeați când am zis că am dat 15.000 de găuri. Uitați, vedeți? Cât e 3. Acum urmează a 4-a. Dar întrebătoare este, unde băgăm apa? Că tot undeva prin zona asta trebuie să fie. Și unde o să fie? Acolo. Da. Revenim cu rezultatul final. Unde o să fie? De ce o să fie? Aoleu. Nu trebuie să-mi scrii. Ia, Bobby, fii atent. Deci, am reușit, nu vă zicem. E un pic de diferență, dar e foarte mică. E tot ce am putut să facem, ia. Și acum, ce să vezi? Nu-ți mai deschide ușa. Ia, deschide-mi ușa, te rog frumos. Deci, cu Mihai aici o treabă. Mami, ce faci? Bine. Nu mai îmi gaura? Și eu îmi merez, dar nu mai are. Păi ce n-ai bani? Ai pus invers? Nu, așa văd cu ieșit sau nu. Așa ieșit, da. Scuze-mă, stai că nu pot să deschid asta. Pentru că cu Mihai ești combinații. Dar că nu știu cum se deschidea. Trebuie deschid totul, că nu știu în ce parte încă. Stai în jos, mami. Dar nu știu în ce parte să... Trebuie să faci așa ușor în jos. Deci, o pus asta aici. Dar bineînțeles că să nu mergea, pentru că e folosit doar sub forma asta. Să pui așa, să faci așa. Deci nu era bun. Așa că vine Mihai cu acest instrument. Cu această delimitare. Nu mai știu pe asta, de la ce am... Tot ai cumpărat-o când am făcut mobila în baie, parcă, nu? Ca să nu te duci cu burghiu mai mult decât trebuie. Și am făcut o găurică aici. Așa că ăla intră direct aici. Și avem și noi în sfârșit de la pău. Bine, bine, mai trebuie să mai pun din alea pe găurile astea. Și atât. Și avem și noi dulap ca lumea. Deci am dat și ușa asta jos. Nu credeți că s-a terminat chiar așa. Iarăși le-am dat jos, doar că ăsta e tot ce... M-aș da concluzia că e un defect de pal, cum și ușa asta e un pic curbată. Așa. Da, na, așa e palul. Deci, oricum, e foarte, foarte mică diferența. Acum nu știu să mai observă. Aici e drept, nu mai e distanțat, nu mai e mica. Le-o regla bine din balamale. Da, și aceasta este minunata treabă pe care am făcut-o în 15.000 de săptămâni. Am ținut ocupați, nu ne plictisim. Exact. Hai că acum ai de cărat pământ. Ce zici de asta? Abia aștepți, nu? Mă freamă de tot. Știam, nu? De bucurie. Și aia, uitați acum ce bâlaș natural am. Da, chiar ce roșii sunt. Bine, pe lângă urmele de la coșurile pe care le-am roșii, când m-am mai dat cu nimic pe fața, doar cu cremă cu SPF. Vai de mine, de aici vreau să zic ci cloie, ci toai de capul meu. Acum din asta probă de sport. Dacă n-am terminat, e 6 acum, am venit în casă să mănânci Mihai, dar îmi că eu stau aici așa. Dacă să mă mai altfel. Și bate soarele. Da, îi poți mănânci ciorbiță. Am făcut o ciorbă de legume așa de bună. Am făcut o ciorbă așa de bună de legume și am mâncat cu ceapă. Foarte ce bună a fost, cu ceapă roșie și cu pâine. Am făcut aseară și pâine. Din aia rețeta mea de pâine. Și, da, deci acum e ora 6, am venit să mănânci Mihai. Am băut și o gură de apă. Și după aceea mergem în spate să terminăm fata. Sunt așa de bucuroasă că în sfârșit facem o spate. Deci uite cum a căzut. Voi zic Mihai, a, numai bine iubita, las că astăzi facem ușa aia și pe aceea nu mai avem treabă. Trebuia să mergem la Hormac, să returnăm zăvorul ăla ce nu e bun și nu știu, mai aveam noi niște chestii, vreau să mai uităm la alte lucruri. În fine, zic așa, când ajungem, Mihai, dacă ai nevoie de pământul ăsta, zic, nu pot să-l las pe om cu, na, dacă îmi trebuie pământul, acum nu pot să-l las eu când am eu timp să-l carc, la el la poartă. Dacă e maca și eu zis, ia la-i. Și acum se oprește al vecin. Da, ce faci? Ți păi că rău pământul ăsta în spate. A, da, și eu am pământ. Dar să știți că a meu e mai mărunt. Puteți să mergeți să luați și de la mine. Vini, mă, frate, acum toți vecinii, hai cu care are pământul mai bun. Azi, vecinul, nu te refuz. Pentru tine o să folosesc pentru ghiveci. Că dacă zici că e mărunt și e bun, și pe nu, că e bun pentru flori, pentru zic, perfect. Atunci când îmi schimb pământul din ghivecile astea, o să merg la celălalt vecin să iau pământ de la poartă. Da. Avem și vecini faini, nu vă gândiți, avem și vecini. Da, îți destui pe stradă și din ăștia. Dar eu zic că în majoritate strada mea chiar-s vecini faini. Față de experiențele pe care le-am avut, dacă n-ați văzut clipul nostru cu vecini, o să vi-l pun în descriere sau vă pun pe aici un link dacă cumva uit, vă duceți voi pe canal și căutați. Dar nu mai știu cum schema clipul. Oricum, ceva cu vecinii, vedeți în titlu, noi. E printre primele noastre clipuri, nu știu, probabil primele 10 clipuri. Da, cu 100 de vizualizări. Hai că n-ai 100 de vizualizări. 50. Da, uite, Adriana au zis, Adriana, fata care vei să-i fac ochelari, apropo, a venit astăzi să-și ia ochelari și iar mi-a adus un vraf de cărți și eu adus și lui Mihai. Că au zis, Mihai, de data asta, uite, special pentru tine. Adut carte de istorie, carte, o să vi le arăt eu, dar ori seara asta, ori mâine. Da, foarte, foarte fain. Și Adriana, uite, o zic, de exemplu, ne-a descoperit la clipul ăla cu vecinii. Nu de mult, nu de foarte mult timp, chiar mai recent. Și da, dacă n-ați văzut și vreți să vă distrați, mergeți acolo să vedeți de ce vecini au mai avut parte cât ansamblu prin chirii. Că ori fost, slavă Domnului. Da, și cam cu asta ne ocupăm acum. După ce mănânc Mihai, mergem iarăși afară și mai cărăm pământ. În timp ce îl cărăm, îl și așez. Și după aceea o să vă arăt și vouă exact ce și cum am așezat pe acolo. Bineînțeles că na, o să dureze până se tasează, că nu avem aparat din ala de tasat pământ sau așa, dar am pus unde erau denivelările mai mari, i-am pus pe lângă căsuța, așa, pe bordura aia, pe lângă fundații, ca să fie ok și, în fine, aveam noi niște chestii de rezolvat și am încercat să așezăm cât de bine am putut. Și după aceea mai vedem ce mai facem. Probabil o să fim lați de oboseală după orele astea de muncă. Cum e ciorbița? Mi-a mergea puțin în sare, dacă ai mâncat cu niște ceapă roșie cu sare. Nu ți-ar mai trebui sare. Ce zici? Așa se mănâncă. Vreți să vadă lumea că e bună? Aha. N-avem masă în bucătărie, așa se mănâncă. Ai foarte bun. Ce vrei masă în bucătărie? N-avem. Hai. N-avem masă în bucătărie. Știți de câte ori am mâncat la masă din bucătărie? Pe numărate de 5 ori. Nu știu de ce, dar tot nu. Acum cât am avut ciorbă și dacă nu stau cu castronul în mână și așa, într-adevăr, am mâncat în bucătărie, dar în rest mai răruț, că e mai drăguț. Este utilă pentru alte lucruri. Când gătesc, când asta am pe ce să sprijin chestii, chiar e ok. Și ce mă filmezi pe mine? Ca și o rămas camera de la despre. Cum zici când gătești? Păi iar nu se mai uită nimeni la vlog. De ce? Mă vede pe mine. Care mai joa, Doamne, să ajute Dumnezeu. Hello, neața, a doua zi din vlog, aseară am capitulat. Am cărat pământ până pe la vreo 7 și ceva. Și după aia am zis, deja sunt întunecase afară, nu mai... Am mers în spate, am împrășteat tot ce mi-aveam din împrășteat, iarăși lemnii, etc. Băi, deci pisicile alea pur și simplu stăteau. Le-am alungat de câteva ori, că deja veniseră pe gard să vadă ce facem noi acolo. Băi, și le-am alungat de câteva ori și după aceea știți cum făceau? Deci, după un stâlp din de beton, știu așa făceau. Și se uitau numai cu capul la mine. Băi, deci criminale mâțile. Pun pariu că dacă, oricum, când o să ieșim, o să mergem până în spate să vedem exact care e treaba. Și o să zic, hai că vrea el să mai întinde niște lemne pe acolo, că m-a lăsat pe mine să mă ocup de treaba asta aseară și el a măturat strada și așa, nu rămână pământ pe stradă. Și eu zis, bă, cu siguranță n-ai împrășteat tu chiar că trebuie să apucăm să cărăm toate lemnele pe care le avem, să le punem peste tot, astfel încât că vă dați seama că pământul ăsta era pământ din ăsta, amestecat și cu nisip și cu... Deci, raiul pisicilor, cum ar veni. Trebuie neapărat să cumpărăm țepușii din alea de porumbei sau ceva să facem că nu se poate. Adică nu o să am cum să stau, ce naiba, o să stau toată vara încăcat din mâță acolo, adică n-am cum așa ceva, pur și simplu nu sunt nesimțite rău pisicile astea. Și toate sunt, că am văzut acum de unde veneau toate sunt ale vecinului unul din spate. În fine, încheiem paranteza asta, că o să mai discutăm când mergem afară. Acum ceasul este vreo... 10:40 și după amiază, adică prânzul, am zis că vrem să îl mâncăm în oraș, ca de ziua lui Mihai, pentru că n-am reușit să ne mai vedem cu familia de aici de ziua lui Mihai, pentru că Weekendul trecut am fost noi praf, acum 2 weekenduri au avut vărul, virusul vieții și tot așa, în fine, nu s-a mai nimerit. Și acum am zis că la ora 1 ne-am dat întâlniri în față la operă cu toții și nu știm exact unde o să mergem, o să mergem la un restaurant pe acolo prin centru. Dar ideea este că nu pot sta până pe la vreo 2:30 când toți mâncăm, fără să mănânc nimic, mic dejun am mâncat, mi-am făcut doar o cafea de data asta, dimineața asta și ieri mi-am făcut cafea la Ebric, nu știu, mi-a venit așa pur și simplu poftă de cafea. Și acum vreau să pregătesc o omletă din tofu, practic tofletă, îi spune, din cum am mai văzut eu de-a lungul timpului, adică voi îmi trimiteți și vă mulțumesc foarte mult mereu, tot felul de rețete pe Instagram. Rețetă de genul ăsta de tofletă, bineînțeles că acum nu urmez nicio rețetă, o fac eu după capul meu din ce am văzut de la alții, pentru că majoritatea folosesc ulei la chestia asta și eu nu vreau să folosesc, știți, să nu folosesc ulei, adică încerc 99% din timp să nu folosesc ulei. Apără Mihai prin peisaj. Și... e chestia că vreau să încerc și eu să fac. Chiar aseară mi-a trimis Lavinia, salut Lavinia, mi-a trimis o rețetă tot așa pe Instagram și dacă tot așa mi-au adus aminte, zic că tot ai zis că las, că încerc și eu să fac, deci n-am mai făcut până acum prima dată și pe aia zic, bă, dar ia, hai să fac eu acum, dacă tot vreau să mănânc așa ceva lejer, nici să nu fii super mega consistent, nici nu o să mănânc toată bucata de tofu, sper, astfel încât să fie și foame la prânz. Și am zis acum să am adus repiedul aici, să vă așez pe undeva și să facem împreună omleta din tofu sau tofletă, cum îi spun majoritatea. Haideți că imediat întorc camera să vă arăt ce și cum. Așa, mi-am pregătit aici tigăița pe ochiul ăsta mic. Oh, nu știu ce fac asta altă. O să dau unul și o să dau cocul așa mai mic. Și aici am pregătit așa. Am pus 3 ciupercuții și asta este bucățica de tofu pe care o vom folosi. Aici mi-am pus toate condimentele, cam așa ceva. Am condimentul doctorului Gregor, sare, condimentul ăsta de la Solari, nu știu, sunt numai legume uscate și făcute așa, v-am mai arătat eu. Și o să folosesc niște turmeric, pentru că este foarte sănătos, dar putem da și culoarea de ou tofletei noastre. Așa că hai să revenim cu focus aici pe tigaia noastră. Și o să facem în felul următor. O să dau focul ăsta la minim. Eu, pentru că nu folosesc ulei, eu spun foarte puțin ca să fiu un pic de lichid. Din asta mai am câteva borcănași și vreo 2, cred, și după aceea o să facem supa de legume, să vă arăt cum o fac. Și tofu, pur și simplu, stau și rup așa cu mâinile. Eu, în genul ăsta, mai folosesc tofu rupt, inclusiv în mâncărica mea din nou. Cred că v-am mai arătat, de fapt. Îmi place foarte mult tofu ăsta de la Kaufland, v-am mai zis de el, mi se pare cel mai bun. Și o să rup așa bucăți și mai micuți și mai mare. La fel rup când vreau să fac, de exemplu, gen imitații de pui la cuptor, dar tot așa, cu siguranță v-am mai arătat. Așa, o să pun tot acum și ciupercuțele aici. Sare. Niște condiment din asta, de legume. Hop. Așa. Condimentul asta, apropo, trebuie să-mi fac mai foarte puțin, dar de data asta că să fac cantitatea dublă ca să pot să-mi umplu asta ca am loc. Așa. Asta punem că e super bun. Chiar m-a întrebat cineva dacă am găsit pe undeva semințe de țelină la noi. Deci eu le am pe alea de la turmeric foarte puțin, pentru că este super concentrat. Eu folosesc, v-am mai arătat, mi-a trimis Larisa semințe de țelină. Eu nu am găsit nicăieri la noi. Dacă cumva găsiți, vă rog să mă anunțați și pe mine, pentru că o să termin treaba asta la un moment dat, vă dați seama. Și, fai, deci mi se pare că dau o aromă mâncării extraordinară. Îmi place la nebunii să folosesc semințele astea de țelină, sunt foarte, foarte faine. Și, apropo, nu am zis nimic de ăsta, umami. Știți că ăsta, cum ar veni, este un alt gust, cum e dulce, sărat, acru, umami ar fi un alt gust, care, după părerea mea, e tot un gust sărat, adică nu aș putea să vi-l asemăn cu nimic, dar îmi place foarte mult, uite, chiar ia să-l las să pun acum pe deasupra după ce gătesc astea. Acum, haideți să amestecăm toată treaba aici. Eu o să las așa la foc mititel, practic, să prăjesc, dacă aș putea spune prăji, dar dacă nu avem ulei în care să prăjească. Că aș mai fi pus niște sos de soia, dacă bineînțeles, că nici acum, deci weekend trecut am uitat, în timpul săptămânii nu prea mergem la cumpărături. Bine, doar Mihai la Lidl, dar sosul de soia de la Lidl e foarte prost la ingrediente și îl folosesc doar pe la Tao Tao și pe la îl găsesc la majoritatea supermarketurilor. Cel mai mult îl cumpăr de la Auchan, dar am văzut, cum am gândit să-mi iau eu, l-am văzut chestii la Metro, doar că sunt bidoane din alea de 3 litri, din nu știu câți litri, dar oricum mari. Și am zis, cred că o să-mi iau din ăla, pentru că era 25 de lei și o sticluță din asta de 200 de mililitri, 5 lei, deci clar economisești super mult. Uite, poate chiar dăm o fugaz la Metro, mai bine dacă avem timp, să vedem exact. O să dau foc un piculeț mai tare acum și o las așa să se gătească puțin. Haideți să vă arăt ingredientele la toful ăsta de la Kaufland. Îl mai aduc o dată în atenție. Ăsta este. Ăsta e cel afumat pe care vi l-am arătat în vlogul trecut. Dacă n-ați văzut vlogul trecut, mergeți să vedeți că o să vedeți și aventura noastră cu dulapul. Practic, vlogul ăsta e continuarea ăluia de data trecută, știți? Dacă vreți să vă distrați copios, mergeți la vlogul anterior. Și vă arătam că am luat să încerc și toful ăsta, care este extraordinar de bun. Nu e în saramură, că ăla de la Inedit, v-am mai zis, ăla e super sărat așa și e foarte bun, dar ăsta mi se pare și mai bun. Și chiar ieri îi trimiteam la Rese ingredientele și nu venea să creadă, că în America nu găsești ingrediente așa curate. Ia să vedem. Deci are așa tofu, care practic îți boabe de soia și apă, sare de mare, fum din lemn de fag. Astea sunt toate ingredientele la tofu ăsta. Dacă consumați tofu, știți că nu toate sunt atât de curate la ingrediente și ăsta simplu are efectiv tofu, adică nu, boabe de soia și apă. Asta e toată treaba cu tofu ăsta. E cel mai curat la ingrediente din absolut toate. Așa că și ăla de la Inedit, nu știu, nu scrie că ar avea clorura aia de calciu pe ambalaj, dar eu pe net, pe site-ul lor, am găsit că ar avea. Deci nu știu, până la urmă, are, nu are, ăla de la Lidl nu mai zic că ăla are, sigur, și oricum, probabil și asta e de gustul ăla pregnant, care nu e natural, dar ăsta este cel mai bun tofu. Vă zic, dacă vreți să-l încercați, încercați-l. Și apropo, îmi place foarte mult acum că pe ambalaj avem treaba asta. Și mă uitam odată la un ulei, cred că de semințe de struguri sau ceva, și avea eticheta asta și era clasa C. Zic, cum mai, bă, frate, un ulei organic din ulei de struguri să fie clasa C aici la Nutri-Score. Da, mi se pare foarte dubios, dar hei, asta este o cutie goală, mai aveam, știți, și v-am mai zis eu că din așa cu două bucăți de tofu din asta într-o cutie. Și acum eu am folosit una din asta, mai folosit una, așa că pe asta s-a terminat și el arunc. Deci, tofu ăsta îl super recomand. Am pus aici niște roșii și niște ridichi. Și acum e gata și omlețica mea de post. Ia să... cred că nu-i chiar așa multă. Bine, o bucățică de aia de tofu are parcă 200 de grame, ceva de genul. Voi pune acum și niște umami și o să pun mai mult așa pe legume. Și un piculeț așa numai pe jumate, să am așa gusturi diferite. Și cam asta e toată treaba. O să folosesc și pâința asta ce m-a mai rămas, să o mănânc, să nu o las să se usuce aici. Și cam asta este micul meu dejun, să zicem așa. Unii ar spune brunch. La mine este un mic dejun târziu. Hai, să avem poftă. Am ajuns și noi în centru. Nu vă lăsați înșelați de acest soare mirobolant, că e băra-băra. Am toată mașină costată în soare. În parcare erau 19 grade. Zic, ia uite ce căldură a venit peste noi. Ah, hai pe aici, că trebuie să mergem la operă. Sau, hai să traversăm pe aici. Așa. Și, da, nu, 7 grade maxim astăzi. Da, bine, măcar că e soare, că, na, altfel se simte temperatura la soare. Ma, mai filmăm, ce mai facem, ce mai mâncăm, nu știu unde mergem, nu știu ce facem. O să stabilim imediat, mă. Să ne stabilim. Vezi? Hai mă, cât frumos! 4, eu cu 4 jumate pe ceas. 20. 4 și 20. Am fost la McDonald's, mi-am luat o cafea. Pentru bine, i-am zis, o lasă, mi-a dat de 300, mi-a dat de 200 și într-un pahar de ceai, dar nu mai contează, e cafea. Pentru că... Hai să trec în partea asta, ca să te vezi și tu. Pentru că am mers bine, după ce am așteptat 100 de ani să vin acolo la Coffee Station. Și mă invează chestia asta la McDonald's, nu mai pot dicina unul în care stă acolo. În fine. Și am urmat să mergem la pizzeria Cora. Deci, a fost și ultima dată când voi mai merge la pizzeria Cora. După ce am așteptat, deci terasa era așezată, totul așezat, scaunele, deci nu erau strânse, să zici că ar fi terasa închisă așa și o că nu servesc pe terasă. Și efectiv ne-au trecut prin și efectiv n-aveam decât, nu știu dacă luam la pachet și stăteam să mâncăm acolo, pe terasă sau da. În fine, deci nu mai mergem la pizza Cora, deși au o pizza foarte bună, nu mi se pare ok așa, în fine. Și... adică dacă aveau terasa strânsă sau aveau măcar scaunele puse pe masă sau cumva să nu poți să te așezi, am înțeles, da, era logic, bă, că n-am deschis terasa, adică nu era nicio problemă, dar tu nu lași totul ca și cum, haideți la așa, bine, mai era un băiat care stătea acolo cu o sticlă de cola, acum, așa. Aștepta să ia ceva. Și, în fine, după aceea ne-am dus la, căutam o terasă la soare, doamne, așa e de bine afară, bă, nu e foarte cald, adică, nu, dar așa cu geacă și la soare e minunat, e super, super fain. Și am mers la Poș, se cheamă acolo, nu? Da. Foarte gustoasă mâncarea. Mie mi-am luat un... pentru că bineînțeles că nu găsești nimic vegan, cel mult ceva vegetarian, dar deci, da, bine, că nu mă mir pentru că nu găsești mai nicăieri. Bine, dacă mergi la BioFresh, unde e doar vegan, da. Da, și eu și mătușa cum ține post, deci amândouă eram, eu cu postul permanent, mătușa cu postul religios. Și ne-a luat un mix din ăsta de... legume la grill, băi, da, atât de gustos și focaccia, doamne, dar foarte gustoasă mâncare, deci și vărul cu prietenul și la pizza și la fel o zis că a fost foarte bună și tu te-ai luat un piept de pui. Aia, lui Mihai nu prea eu conveni că era prea prăjit, mie nu mi s-a părut, dar eu știu, la el cum mănâncând m-a fiert, cu siguranță piept de pui fiert nu găsea la restaurant, adică nu-i așa, a fost totul foarte fain. Și acum, bineînțeles, cafea, puteam să-mi iau doar espresso, dar mie nu pot, că mi-o ia inima razna de la ăla și în rest n-aveam nimic cu lapte vegetal. Exact. Și așa că am zis că, băi, mă opresc direct la McDonald's, după ce plecăm de aici, că vreau să beau o cafea, din nu mai pot. Și mi-am luat o cafeluță, care este foarte bună, n-am ce zice. Și acum o să mergem, ne oprim la Oșanu. Mami, dar nu mă mai îngâna. Mai știi de mine câți papagal. Dar n-am îngânat papagalița. L-am îngânat pe Mihai într-o zi, era papagalul lui, ca să-l enervez, dar nu prea a reușit. Aveam și eu papagalul meu și stăneam un copil de ani în casă. Ziceam tot ce ziceam și făceam același gesturi pe care le făceai într-o dimineață. Da, și acum că vreau să-mi întorc. Nu-ți întorc nimic, Doamne ferește. Deci acum hai să mergem așa, mergem până la Oșan, că trebuie să mai luăm un alta și mi-aș o să... Ați văzut, am mers la magazinul ăla, mi-a ieșit în cale efectiv când mergeam la Cora. Am ajuns la mașină. Mi-a ieșit în cale magazinul ăla corean. Bine, dar este extrem de mic, bă, deci nu că mic. Au numai așa câteva chestii, am găsit sos de soia, avea niște ingrediente extrem de proaste și în general cam tot ce era pe acolo avea ingrediente proaste. Mi-a luat pasă de miso, că asta îmi doream foarte mult să-mi iau și nu știu în altă parte, am zis că aici găsesc sigur și într-adevăr așa au fost. Și are un E acolo, o să vă arăt acasă, nu știu, să văd și eu cum e, cu gust, habar n-am, ar trebui să fii sărată, că de fapt asta locuiește sarea, teoretic și practic. Și trebuie să văd, așadar, în rest n-aveau multe chestii, aveau și, nu știu, câteva măscuți de fat. A, ce mai aveau? Paharul ăsta, am înspăr aici un pic, numai un pic să-i strijin. Așa. Ce mai aveau? Na, chestii din astea, mocii, flocii, chestii, aveau așa câte ceva din fiecare, dar bine, în general prețurile măricele, zic eu, acum nici nu mă pricep, dar așa la unele chestii, adică, na, era ok, având în vedere că vin din Coreea teoretic, na, mi se pare normal să aibă și prețurile de, stai așa, stai să iau în mână, dar nu că n-am cum să pice, că trecem o denivelare din asta super mare și pot să fac și o centura. Gata. Treaba este salvată. Așa și da, da, interesant magazina și de acum pare rău că n-am intrat la pe care l-am văzut în Oradea. În Coreea, nu? Pentru că ăla pe care l-am văzut în Coreea, nu. Nu, ăla din Oradea, e tot K-Markt, așa se cheamă parcă. Am filmat, nu mai știu dacă o se cheamă. Dar ăla de mine mi se pur mai mare că ar fi. Sau poate greșesc, nu știu, asta nu așteam să fie. Deci, efectiv, să știi cât de mic era. Era așa o cămăruță mică, mică, cu raft în mijloc. Da. Foarte mic. Dar am văzut că am și înghețat mocii și avea o chestie interesantă, niște KitKat, am zis că am filmat pe acolo cu macea, cu, dar la fel, niște prețuri, deci se făcea rău, nu știu cât erau, chestii dulci la 40 de lei, la, da, n-am filmat tot, dar în fine, mai erau chestii pe acolo, mai așa. Și cam asta am făcut. Deci acum o să ne oprim direct la Oșănescu și să vedem dacă intrăm și pe la Horbach. Vrem să luăm o folie pentru geamuri, dar mai povestim noi și de alea. Apropo, da, stați, povestim acum. Deci, dacă știți cumva sau aveți experiență, știți că sunt niște folii din alea de spun. Explică tu, mami, că tu știi mai bine. Deci, apropo, dacă știți cumva sau vă explic eu că știu mai bine. Folie de pus pe geamuri pe interior pentru a filtra razele, să nu intre, să-și și cumva ca și barieră termică, cel puțin așa am citit din explicațiile celor date de pe site. La filmele unde am găsit gen de Dedeman, ăsta, Leroy Merlin. Și aici am făcut stația electrică, ai văzut? Păi bănesc, și da. Apropo, băi, deci au făcut câte stații? Multe stații, 16 stații câte electrice. Multe 16 stații. Poziționate așa, de la primărie cu fonduri europene, am înțeles, nu? Electrice și vor fi gratuite 2 ani, sau cât? Așa, exact, sau vorbești, așa, da, cică, nu știm. Asta nu știm exact, date exacte. Băi, deci mi s-au exfoliat toate unghiile, la toate degetele asta, oja, și nu înțeleg de ce la mâna stângă. Deci toate degetele mi s-au exfoliat, numai 2 mai am întregi. Ce n-am, frate? O să dau seama care e faza, dar ceva se întâmplă suspect cu oja de la Catriz, că și ailaltă roz mi-a făcut același lucru săptămâna asta. Nu știu care e faza, în fine. Încheie paranteza începută fără niciun rost. Așa, deci deci să fac stații electrice în Timișoara, ceea ce este minunat, mai multe. Și ziceam așa, de folii din aia, noi vrem în primul rând să punem pe geamul ăla mare, pentru că acolo bate toată ziua soarele și decolorează tot. Deci noi acolo, dacă ne urmăriți ceva vreme, știți, înainte să-mi sparg masa aia de sticlă în cap, la propriu. Există vlog și cu așa ceva. Avem din tăte aici pe canal, deci nu... Aveam niște, la masa aia aveam niște scaune negri, săracele le cumpărase inclusiv pentru că erau decolorate total. Deci negru ăla era toate, din griuri, în alburi, în toate formele de negru s-o derivat de la decolorăciunea din geamul ăla, pentru că bate foarte tare acolo toată ziua și... Am zis așa, o să punem mai întâi la dormitor, că a zis Mihai, băi, dar dacă nu mai intră după aceea soare suficient. Aia. Că eu vreau și soare, lumină, nu soare, că soare nu mai intră, lumină, adică să am lumină în casă. Și adevărul este că mătușa are folii din alea puse, dar spus adică și-o schimbat termopane, acum nu știu dacă e același lucru cu folia aplicată după, deci în fine, e o chestie din asta, la ea da, e ok, are lumină, nu mi se pare că afectează cu nimic. Dar trebuie să vedem. Și acum am zis că să punem la dormitor, că acolo oricum vrem să fie mai întunecat geamul ăla. Și dacă mi se pare că nu e la fel de luminos, adică mie, că Mihai n-are nicio problemă oricum, dar dacă mie mi se pare că nu e suficient de luminos, atunci o să punem doar pe geam mare și rest lăsăm, și la bucătărie vreau neapărat să spun că atunci când bate soarele, cum tot e pe peretele cu geamul ăla mare, bate tot așa, deci nici nu poți să stai la masă în bucătărie, pentru că trebuie să ții ochii așa mijiți când bate sau foarte rău soarele. Sau poți să poți de soare în exact. Sau așa, dar am încercat asta și... Acolo vrem să mai punem neapărat. O fi, o să vedem. Ideea este că vrem să mergem să vedem dacă e să luăm, să facem un experiment mai întâi pentru geamul de la asta, ușa de la, fapt că nu avem geam, avem numai ușă, bine, ușă și geam, bine, să zicem. Apartamentul nostru e mai atipic din punctul ăsta de vedere, că nu avem geamuri clasice și să punem acolo la dormitor să vedem cum o fi. Și după aceea știți și sala care pe din afară s-o oglindă și, în fine, dacă știți despre ce e vorba, chiar lăsați-mi în comentarii experiența voastră sau dacă știți vreo folii, nu știu, pe undeva aveți voi sau orice legătură cu chestia asta, scrieți-mi în comentarii, chiar suntem interesați de subiect. Să mai aflăm și alte experiențe. Așa că, hai că nu mai pălăvrăgesc, că beau cafeaua și ne vedem de la Oșan Horbach, BRB, de pe unde o fi. Da? Da. Ești foarte tăcut. Sunt. De ce? Străgătul. E rece afară, m-am purtat mască de sub grade. Exact. Și a început deja sinuzita lui Mihai. Deci, bărbă. Ți-a plăcut? Ți-a plăcut? Am pus aici chestii vegane, uite. carne vegană, am văzut eu când am venit acum, am ieșit cu într-o zi, da. Carne vegetală. Ia-ți de mari ceau. Alternativă, soia, ulei vegetal, ulei de nucă de cocos, ai cu uleiul, agent de îngroșare, sare, arome, arome naturale, oxid de fier, vai, deci este ceva extraordinar. Mi-a luat și eu o juc, poate n-aveam. Sos de soia, băi, pentru asta am venit, iar uitam acum. O zis Mihai că asta trebuie să filmezi, că așa arată mașina unde am ocupat carnatirii timp de ordine în mașină. Deci toate alea sunt bonuri, toate alea sunt chestii care trebuie să returnate la Hornbach, acum ne ocupăm de ele. Aici avem o sacoșă cu până astea electrice. Azi este că au trecut ăștia, o suna Mihai, au trecut ăștia cu chestiile astea electrice, că vă sun anunț. Și pusesim la poartă și un calorifer și nu mai știu ce, că aveam mai multe chestii așa mari pe care nu poți să le arunci, vă dați seama, oriunde sau așa. Și-au pus Mihai alea și cineva o trecut înaintea lor, o lua caloriferul ăla ce erau astea mai mari și au rămas numai astea. Și eu i-au zis că, domnule, venim acum, Mihai, zic, bă, și că n-au mai rămas numai din astea mici. Și se pare că n-au mai trecut ăștia, așa că le-am luat noi, că știm că au aici la Hornbach să aruncăm lucrurile astea, așa că... Mai bine, mergem, returnăm alea, ne uităm și de folii și rezolvăm 3 lucruri dintr-o dată și după aceea direct acasă. Sos de soia nu am găsit la Auchan, din ăla de care îmi trebuie mie, trebuie să văd cum facem să mergem până la metro, să-mi iau un bidon din ăla mare, cel mai bine. Și cam asta e toată treaba. Și mi-a luat oja aia, vai, deci este o oja de la Farmec, de gama ultra rezistent, pe care am văzut-o la Larisa în vlog. Pentru că eu trimis o urmăritoare de-a ei și când am văzut am zis, mamă, nuanța asta este superbă, cum n-am băgat-o de seamă până acum, nuanța 77 este. Așa că acum, când am văzut standul Farmec, am zis direct ia să mă uită, să văd, să-mi iau și eu culoarea aia, că mi-a plăcut extraordinar de mult din video. I-am zis, i-a zis cu Larisa, bă, Larisa, trebuie să-mi iau și eu, nu știu dacă e camera ta care o avantaja culoarea aia într-un mod deosebit, dar nu, și în realitate chiar arată foarte frumos. Și o să fac un clip cu ea, având în vedere că aseară m-am dat cu ojul și mi-a sărit toată, dar nici nu pot să-mi explic care e faza și nu-i prima dată, nu știu care e problema. În fine. Și o să mă dau cu ea, dar fără bază, fără nimic. Doar ea și topul, să văd cum rezistă. Oricum, ojile alea de obicei rezistă bine. Bine. Pe unghiile mele tot 2 zile, știți, dar în general pe niște unghii de om normal ca lumea rezistă mult și bine. Așa că, cu siguranță, dacă le-ați încercat, știți. Noi încă purtăm masca în interior pentru că așa vrem noi și așa mi se pare mie ok. Așa că punem masca și mergem la Hornbach. Haideți că m-am așezat aici, practic, să fac un mini haul. Stați așa să vă întorc să vedeți ce e aici. Am multe chestii. Am rămas datoare să vă arăt cărțile de la Adriana. N-am mai fost în curte. Mihai acum a plecat la încărca mașina. N-am mai fost în curte, că n-am mai apucat. M-am ajuns acasă, eu m-am apucat direct și mi-am făcut unghiile pentru că nu mai rezistam, trebuia să văd cum este acea ojă care este divină, extraordinară, mirifică. Cred că ar trebui să mă duc să-mi cumpăr vreo 5 ca nu cumva să rămân vreodată în viața asta fără oja asta, că mi se pare absolut superbă. Uitați puțin culoarea. Am dat 2 straturi. E genul ăla de culoare, dacă știți voi, oja aia mea rozalie, care e favorita mea și am consumat-o, am cumpărat... Nu mai știu câte ori ai cumpărat-o. Stați așa să o găsesc aici. Asta. Care este nuanța 20. Ei, e cam același tip de ojă, tot așa un pic translucid. Dar poți să mai dai încă un strat. Asta cam așa arată în ambalaj, ca să vă faceți o idee de cum se vede pe unghii și cum... Deci mai merge să mai dai un strat și atunci o faci și mai mov. Asta, repet, este nuanța 77, Farmec ultra rezistent și... Clar, departe, astea 3 oje sunt preferatele mele de la Farmec, exact așa ca una, dar vedeți că toate cam aceleași nuanțe. Deci, numărul 20, preferatul meu, numărul 8, asta din mijloc, chiar m-a întrebat cineva ce nuanță este, că am fost cu o dată în vlogul trecut, și mai nou asta care este minunată. Ok, deci cam aici am încheiat cu ojele, că voiam să vă zic exact culoarea și tot. După aceea, ca să vă arăt așa ce mai cumpărat. Și ziceam că am mers în curte. Host Mihai, când vine de la încărcat, mai împrăștie niște lemne pe acolo. Cu siguranță și-au făcut de cap pisicile. Și m-am zis că trebuie să găsim o soluție la treaba asta, dar, în fine, o să vedem. Oricum, miercuri, adică nu știu timp exact. Acum trebuie să vedem că Mihai deja doare foarte tare spatele pentru că el are probleme cu spatele, are o hernie. Dacă ne urmăriți ceva timp, știți că și-au făcut mai multe remene-uri și-au descoperit de unde problema asta cu spatele. Bineînțeles că eu am cărat mai mult pământ decât el, dar el ridică la lopată tot timpul, n-abonesc că asta. Și acum deja gata, eu înțepenit spatele. Dimineața ne miram că n-avea nimic și eram wow, cum de nu te doare spatele, dar se pare că nu dura prea mult magia. Și teoretic am fi vrut ca miercuri seara să terminăm pentru că nu mai este puțin, nu știu, probabil vreo 5 rape de pământ, adică nu mai e mult, ca să n-a spus să facă și vecinul curățenii acolo în fața curții, putem să cărăm când o da Domnul. Și weekend viitor cu siguranță o să vă arătăm exact care e treaba și acolo în spate. Deci, am intrat la DM să-mi iau o vaselină cosmetică. Eu, în mod normal, o aveam pe ea de la Balea, dar o zis că nu am mai primit-o de foarte mult timp. Așa mi-a zis doamna de la... Și asta era ultima pe care o mai aveam. Am dat 10 lei pe ea, e ceva făcut în Germania, vaselină cosmetică. Eu o folosesc, mă dau seara cu ea ca și cremă de ochi, este extraordinar de bună, tot de la doctorița aia am învățat treaba asta și într-adevăr e o chestie extraordinară, știți, tipa aia din America care e medic dermatolog, v-am mai povestit de ea, Shirin Idris, parcă o cheamă, ceva de genul. Și mi-am luat vaselina asta și nu pentru că, bă, da, ce ciudat, n-are niciun fel de sigiliu, nimic. Bine, nu a fost umblat în ea, că se vede că n-are nici o chestie, dar e ciudat că n-are niciun fel de sigil, adică pur și simplu desfaci asta și... Da, stratul de deasupra o să le iau cu observeția în caz de o băga cineva nasul pe aici, să nu pun eu direct la ochii mei. Și o folosesc ori pe buze, ori sub, adică sub ochi folosesc fiecare seară, pe buze uneori și îmi plăcea foarte mult, doar că la aia scria că de când ai desfăcut-o să o folosești maxim 6 luni, dacă nu mă șel, și eu aveam desfăcut-o deja de vreun an de zile, deci n-am consumat niciun sfert, dar când m-am uitat și am văzut, zic, bă, mai bine nu mai pun eu pe în jurul ochilor și ăsta zice că pot să folosesc un an după ce o deschid, ceea ce e minunat. Și mă luam, hai, știți că el șterge chelile cu aceste șervețele de machiante, sunt foarte, foarte bune, curăță sebumul super, super bine, puteți vă demachiați și pe față cu ele, adică noi. Eu evit șervețele pentru că simt că mi-irită pielea. Dar mai au și încă o variantă pentru piele sensibile, dacă nu mă înșel, pe alea le-am mai folosit și mi-au plăcut, deci sunt super ok. Și acum, haideți să vă arăt eu ce a primit de la Adriana și dacă tot vă arăt ce a primit de la Adriana, am zis mai întâi să vă arăt ce a primit de la Alexandra, o altă Alexandra față de vlogul trecut, care a venit de făcut ochelari pentru soție și încă o doamnă. Ferici că mi-a ochelarii soțului, mi-a dus un cadou ca de 8 martie. Un produs nu am să vi-l arăt pentru că l-am lăsat deja la magazin la Arad, fiind de la Sabon, un... Probabil e un gel dezinfectat, dar el se cheamă un săpun care nu necesită clătiri. Așa e, săpun lichid care nu necesită clătiri. Foarte, foarte mult îmi place, cu vitamina E. Mama, așa de mișto să simt mâinile după. Și mi l-am dus acolo pentru că acolo am mai multe nevoi. Na, consultații, de asta tot timpul să mă dezinfectez pe mâini, să nu mai folosesc spirit sau... Bine, și eu mai am un dezinfectat, am microzidul care îi dai foarte puternic. Și am zis că mai bine mi-l duc acolo, așa că l-am acolo pe ăla. Și mi-a mai dat așa, tot de la Sabon, două uleiuri din astea de duș, două creme din astea de mâini, una deja am început-o aseară, o am acolo începută, păi și două chestii care îmi plac, de mor, bine, și mai am încă două care la fel de mult îmi plac. De la Hello Body, nu am încercat niciodată firma asta, am auzit de ea, un luciu de buze lucios, și o mască din asta pe care să o folosești peste noapte. Deja o să zic că ieri, Overnight Lip Mask și Shimmering Lip Balm ăsta. Au așa aplicatorul. Uite așa. Vedeți? Cu... Na, e din plastic. Dar foarte, foarte mult îmi plac. Ăsta e fain că e, na, shimmer, exact cum zice, adică e lucios și hidratează, dar masca asta de buzi, deci aseară, băi, deci aveam buzi, vă dați seama cum mă bătu vântul și așa și am cărat, deci mă usturau efectiv de jur împrejur și am dat cu asta, mă ustura și mai tare, că n-am dat cu ea, probabil n-a fiind iritată și așa, dar au zis că dimineața nu mai aveam nimic. Deci, clar, e o mască de buzi super, super faină. Deci produsele astea îmi plac super mult și mulțumesc încă o dată, Alexandra, și încă două chestii pe care mi le-au luat. O spumă din asta de duș de la Rituals. Eu am mai încercat doar o cremă care e fix în aceeași gamă pe care am primit-o de ziua mea de la Milana și îmi place extraordinar de mult mirosul, e cu ginger, sweet orange, cheddar wood. Parcă era ceva cu ginger, dacă mă știu, sau poate pe cremă scrie așa, în fine, de-aia e fix aceeași culoare, nu vă zic, cum miroase, cum las pielea, cum... Păi, produsele astea bănuiesc că știți că sunt foarte, foarte faine. Și încă o chestie, un exfoliant din ăsta pentru corp, care la fel miroase divin, doar că l-am desfăcut, eu vedeți că e ceva uleios aici, pe aici, dacă vedeți. Și când am așteptat, zic, pai, uite, mami, ce am primit de la Alexandra și arătam și nu știu ce și zic, hai să deschid asta, bă, și când a deschis, a făcut numai ulei, deci nu știu cum s-a făcut un vid din ăla, că am ținut ambalajul așa și am desfăcut, deci nu așa. Dar nu știu ce s-a întâmplat, mamă, frate, și-au făcut numai ulei pe parchet și ea și freacă și ea și curăță și ea, că acum nu se mai ducea, vă dați seama. Bine, nu e un ulei, cum e uleiul alimentar, e un ulei mai light, dar oricum, o trebuie să dau cu degresant, o trebuie, vine. Dar e ca un zahăr așa, mamă, miroase divin. Și, a, uite, ăsta e cu ginger orange, știam eu ceva, o chestie cu ginger orange, ăsta este. Miroase super, super bine și îmi place la nebunie, mulțumesc încă o dată, Alexandra. Și... haideți să vă arăt acum ce am primit de la Adriana. Prima dată mi-a dat așa un din ăsta, dacă ați adolescentit în anii 90, nu în anii, dacă v-ați născut în anii 90 și adolescența, liceul, ați avut-o prin anii 2000 și cu siguranță știți parfumul ăsta incandescent de la Avon, care, deci efectiv cu miros acum. Fix acolo mă duce. Ăsta și cu persivul. Și cu... mai era unul cu blanc sau... bai, mai era unul care îmi plăcea mie foarte mult, unul cu albastru. Cu siguranță știți ce vorbesc. Mulțumesc super mult, îmi place nebunii parfumelul ăsta și l-am mai avut de... cred că din liceu l-am mai avut. Mi-am mai dat o... n-am desfăcut asta, dar cred că este o sacoșă din asta de cumpărături, din material, tot de la Avon. Fac așa. Uite, exact. Uite așa o sacoșică din asta. Sor mi apart chestiile astea pe post de geantă. Am văzut că este o modă. Bine, am văzut la ea, că eu habar n-aveam de așa ceva. Dar mi se par foarte, foarte interesante. Deci aș putea să o port ca și geacă. Ca și geantă. Dar e super, super drăguță. Așa. Și bineînțeles că trecem la teancul de cărți. Am avut așa. Asta odată. Ritualul zilnice ale oamenilor de geniu. Asta chiar sunt interesată de chestia asta. Mai mult să văd așa despre ce e vorba, nu că aș fi eu vreun geniu și aș avea nevoie de o carte din asta, dar mi se pare foarte interesantă. După aceea, Iernile sufletului, iarăși o altă carte. Dacă ați citit, chiar să-mi ziceți ce carte din tot ce vă arăt aici v-a plăcut foarte mult sau dacă ați citit vreo una, cum vi s-a părut, dar fără să ziceți despre ce e vorba sau așa. Pentru că eu, efectiv, acum nu știu pe ce spumână. M-am apucat deja să citesc de data de săptămâna, de la începutul săptămânii, știți că am mai primit weekendul trecut, la fel, dacă nu v-ați uitat la vlogul anterior, mergeți să vedeți. Am început să citesc cartea aia, Visele, somnul și moartea. Am citit doar câteva pagini. M-am necat doar lacrimile de asta, mă vedeți lacrimă, nu plâng din cauza cărții. Mi se pare că trebuie să fii foarte atent atunci când citești, să filtrezi ceea ce citești. Și destul de interesantă, o să vin eu cu un update, așa, dar cu siguranță o să-mi ia mai mult timp să o citesc, pentru că trebuie să acord un pic de concentrare, nu e o chestie așa, o lectură pe care o iei și eu, așa, asta e părerea mea, ce puțin așa o percep eu. Asta, o zis Adriana, dacă nu mă șer fix la cartea asta să nu bocesc, deci cu siguranță este o carte pe sufletul meu. Îmi plac cărțile astea care provoacă emoții. Deci inclusiv când am citit și când m-am uitat la film, Doamne, ce am bușit, la Me Before You sau, nu? Știți seria de cărți, nu mai știu cum o cheamă pe tipa aia, deci eu am memorie praf, nu ți-e bine chestii din astea, dar bănesc că știți ce-i vorba. Stați că trebuie să o am pe aici, da. Exact. Asta. După ce te-am pierdut. Și volumul ăsta, cred că, da, asta e volumul 2 și volumul 1, a, Înainte să te cunosc, mamă, la film ce am bocit de-am rupt, pe ăla l-am citit în forma PDF și după aceea mi-am cumpărat și cartea asta, nu mi s-a părut la fel de bună ca primul volum, adică probabil avem alte așteptări de la, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult. Eu așa, în general, nu prea v-am vorbit de ce cărți am citit, că nu știu de ce. Bine, nu că citesc extraordinar de mult, pentru că eu trebuie să am și o stare ca să mă apuc de citit. Nu pot să citesc așa, adică dacă citesc o chestie vreau să înțeleg ce citesc, nu să o citesc doar așa ca zic că am citit cărți. Înțelegeți? Așa, funcționează, sunt mai ciudată eu așa. În fine, dar seria asta mi-a plăcut foarte mult. După aceea, o carte pe care mi-o dăruit-o a fost asta. Eu sincer nu știam că Andreea Raicu are o carte, dar mi se pare foarte interesant. Secrete aflate pe pielea mea, frumusețe, acceptare, iubire. Mă uitam pe aici și vorbea despre rutina de, nu știu, cosmetice, despre, uite, despre tenul normal, vorbea aici cu AHA, cu, deci tenul mixt. Pe asta, cu siguranță, de asta o să mă ating prima dată și o să mi-o pun aici, să o am, să citesc seara, pentru că e o lectură mai lejeră și pe aia altă care e de gândit din astea, pe aia o citesc la lucru. Și mi se pare foarte interesantă, foi din astea lucioase, așa, foarte, foarte faină treaba asta. Vă țin la curent și cu ea. Și acum au zis că astea sunt cărți special pentru Mihai, ca să nu mai zică că totul este pentru mine. Și avem așa, 3 minute de meditație. O să mă uit și eu în cartea asta să văd despre ce este vorba. Două lucruri am constatat că nu pot să fac în viața asta. Yoga și meditații. Pur și simplu, meditația nu înțeleg. Nu știu, mi se pare o chestie, nu știu, poate pur și simplu ține de creier și trebuie să ai anumite stări, anumite chestii. Nu reușesc să fac asta, nici n-am încercat, vă zic. Adică nu că n-am încercat, da, de fapt n-am încercat, dar numai așa, ci m-am mai interesat pe acolo, mai uitam pe la alții. Bă, frate, nu, e o chestie pe care nu o înțeleg și yoga mă plictisește teribil. Yoga am încercat să fac de foarte multe ori, nu pot. Băi, am zis, bă, poate n-am eu stare acum, poate mai târziu, cred că nici n-aveam focus, poate nu știu ce, nu. Yoga nu suport să fac, mă plictisesc din nebunesc, deci nu pot, frate, nu pot să fac yoga, deci astea sunt două lucruri, da, și deci o să trag un ochi în cartea asta. Asta era din seria cărților lui Mihai, deci am înțeles, deci nu e treaba mea, dar o să mă uit, o să văd exact ce vorba și acolo. Cum să facem față persoanelor toxice, o altă carte. O carte, o zis că Mihai, te-am simțit că ești cu istoria, chiar dacă nu mă uit eu de la voi, dar din vloguri mi-am dat seama, dar și eu super curioasă de ea, orașe dispărute. Eu nu prea eram așa cu istoria, nu am fost fan niciodată istoriei, probabil profesoara pe care o aveam avea niște ticuri și niște astea din crea o stare din nebuneam la școală, mă refer în clasele 5-8 mai ales. Și foarte multă istorie am învățat de când îl cunosc pe Mihai, pentru că mereu îl întrebam chestii întotdeauna, deci din ce ține de istorie știi să răspund la absolut orice, din orice fel de istorie universală, orice fel de istorie a noastră, a altora, știi foarte multe lucruri, eu plăcut foarte mult istoria și așa că foarte, foarte multe, mă repet, foarte, cu foartele ăsta am învățat fix de la el, pentru că noi ne uităm mult pe History, acolo sunt tot felul de documentare, nu știu, despre piramide îmi plac foarte mult, despre multe chestii și toate se leagă, asta e chestia, că mi-am dat seama că, bă frate, dacă nu știi istorie, practic nu poți să înțelegi niște lucruri, de ce se întâmplă, cum se întâmplă, care-i logica, istoria este extrem de importantă și acum pare rău că nu am învățat mai multă istorie să fi știut chestiile astea, pentru că sunt niște lucruri de cultură generală extrem, bine, nu vă gândiți acum că nu știu nimic, nu știam nimic. Ce ține de istoria noastră și așa, da, na, cunoșteam lucruri, dar mă refer așa în general, că na, el fiind pasionat, l-a interesat și istoria Americii și, nu știu, tot felul, din Africa, Australia, chestii, deci tot ce ține de colonii, francezii, englezii, tot felul. Și oricum asta e super interesant, mai ales că suntem pasionați de subiect și ne-am uitat la foarte multe documentare legate de orașe din astea dispărute, civilizații dispărute și tot așa. Iarăși o carte foarte interesantă pe care și eu vreau neapărat să o citesc este asta, Întâlnire cu un călugăr. Iarăși cred că e o carte super, super faină. Uite că am și semn de carte aici. Și ultima carte, v-am zis că mi-a dat un teanc de cărți, Mintea de dincolo, iarăși un titlu foarte interesant. Experient, ia să vedem. Scopul acestei cărți nu este de a reda ceea ce deja s-a spus despre experiențele din moartea clinică, ci... Oai, deci asta e gata, e viața mea. ci de a realiza o sinteză a tuturor datelor oferite de sursele comentate și de a aduce în discuție semnificația pe care o pot avea aceste noi revelații. Este de asemenea important de observat că dincolo este... Deci cartea asta este... Știți că eu sunt cu... Deci... Eu când mă uit la televizorul fiecare seară sunt pe travel, la emisiuni cu fantomii. Îmi place să mă uit, îmi place să înțeleg mai bine ce se întâmplă cu noi ca și energii, după ce nu mai suntem în fine. Da, dacă urmăriți subiectul, probabil că știți că sunt tot felul de aparaturi prin care energiile astea pot comunica cu noi și, în fine, foarte multe chestii, cu medium, cu multe lucruri. Îmi plac foarte mult și sunt pasionat așa de necunoscutul ăsta, să-l înțeleg mai bine. Așa că această carte, așa, apropo, cred că am citit toate chestiile posibile, așa că dacă aveți nu știu, lucruri din astea, gen clipuleții, știri sau, nu știu, bloguri în care se povestește despre persoane care au fost în moarte clinică, ce li s-a întâmplat așa, să știți că, vă rog, să-mi lăsați link-uri prin comentarii sau așa, să mă mai uit, că sunt super, super interesată de subiectul ăsta. Așa că dacă sunteți pe aceeași lungime de undă din punctul de vedere, vă rog să mă recomandați chestii dacă, nu știu, o făcut ceva așa, wow, să vă dea pe spate și să știu și eu, să citesc și eu, să caut și eu. Dragilor, aici încheiem vlogul. Îmi dau seama că 20 minute am vorbit numai acum, ceea ce este enorm. Vă mulțumim foarte mult pentru vizionare și de acum ne vedem weekendul viitor, sperăm cu aranjarea curții cât de cât mai ok. Dacă reușim să cărăm pământul, totul depinde de spatele lui Mihai, dar vedem. Așa că mulțumim pentru vizionare și ne vedem săptămâna viitoare la un nou vlog. V-am pupat! Ceau!